Expoziția pe care Dino Park o inaugurează astăzi este pentru mine un nou moment de bucurie. Este una dintre multele expoziții la care am participat, contribuind la realizarea lor, în cei, cred că 7 ani, cât sunt de când Dino Park a fost înființat. Este un moment de bucurie specială, pentru că, drept om de știință, sigur, mă interesează partea de amuzament, de distracție pe care o are ca funcție principală un parc în aer liber, dar partea de informare științifică este pentru mine, cel puțin, și probabil pentru încă un grup restrâns de persoane, la fel de importantă. Eu încep prin a mulțumi, bineînțeles, domnului profesor, distinsului domn profesor Dan Grigorescu. Sigur, îl cunoaștem cu toții ca fiind descoperitorul lui Hatzegopteryx, cel mai mare animal care vreodată a zburat pe Terra, și un constant colaborator al Dino Park Râșnov. Mulțumim încă o dată pentru toată colaborarea, dar în special pentru această strălucită idee de a face o expoziție științifică. E drept cu un semn de întrebare dacă păsările sunt sau nu urmași ai dinozaurilor și vă așteptăm să descoperiți argumentele pro și contra. Dino Park Râșnov rămâne fidel obiectivelor pe care și le-a propus încă de la inaugurare, încă de acum 7 ani, acelea de a fi un muzeu în aer liber, o destinație predilectă, atât pentru cei care vor să se distreze, dar și pentru cei care vor să guste puțin din latura educațională. Suntem deschiși întotdeauna excursiilor școlare, oferim condiții deosebite celor care vor să vină aici, inclusiv pentru a ține ore, așa cum spunea și domnul profesor. Suntem de asemenea mândri de această nouă expoziție, de un caracter științific excepțional, și suntem mândri și de latura de agrement, pentru că aș vrea să spun că în ultimii 2 ani Dino Park Râșnov este principala atracție turistică a țării ca și număr de vizitatori. Am reușit să urcăm pe un, nu știu, poate nesperat, dar cred eu meritat, loc întâi. Și în acest fel să sprijinim și turismul local. Păcate să a dispărut un extraordinar a evoluat ca geolog, să nu știu să știm, Ureanu. Am ajuns la facultate și ani de zile m-am străduit. Asta este un dinozaur gigantic de tipul celui care s-a găsit în de informații, ca să fim și moderni și pentru că începe cu formarea unei depozitar. Dar ceea ce privește trimis undeva ca să vezi, adică niște cheltuieli, nu ești capabil să susții forma materială. Vrănița ta este perfectă! Mamă, am un serviciu! Sau ouăle, sau vopsitul. Regret, n-are cum să meargă. Nu mai te-a urmat.
s-a apucat să caute. Omletă, ouă, și ce am mâncat? Și cum am mâncat? Și cum am mâncat? Doar pe mine.